Weekend plin de activitate pentru parlamentarul social-democrat Ilie Toma, chiar dacă este în vacanță parlamentară. Deputatul Hunedorean a fost alături de consătenii săi din comuna Pestișu Mic la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Apicultorului. Născut în satul Mânărău, ce aparține de comuna Pestișu Mic, sărbătoarea a fost o bună ocazie de depănat amintiri din tinerețe, dar și de promovare istoriei unice a locurilor natale. Din nou acasă la Hunedoara, dar să vă spun un secret, atât tatăl meu cât și mama mea, de obârșie, se trag din comuna Pestișu Mic din satul Mânărău. Era normal să fiu aici între oamenii între care eu am crescut. Vă mai vând un secret. Dealurile astea sunt dealurile copilăriei mele. Aici umblam cât era ziua de lungă, la baie, cu bicicletele, pe dealuri, la peșteră, în toate locurile. Discutam cu oamenii mai bătrâni, pe care ascultam cu plăcere și ne spuneau legende despre război, ne spuneau legende despre sate, ne spuneau elemente culturale pur românești. De asta, indiferent unde ai fi într-o funcție, știți că se spune că funcția n-are nimic de a face cu omenia dacă ai rădăcini solide de unde provii. De aceea mă aflu din nou în mijlocul cetățenilor comunei Pestișu Mic, în mijlocul consătenilor mei, la urma urmei, că nu mi-este rușine să spun că sunt fiu al acestor locuri, nu mi-este rușine să spun că acești oameni sunt recunoscuți și la nivel național pentru hărnicia de care au dat dovadă în decursul anilor, pentru valorile culturale promovate și pentru tot ceea ce au făcut ei pentru familiile lor și pentru semenii lor. E bine să nu uiți, e bine să-i respecti, e bine să vii între ei și să culegi problemele, pentru că nu sunt doar bucurii. Există și lucruri mai puțin bune, există și probleme care pot fi duse mai departe la București, explicate și prin anumite legi care ar fi votate, să le faci viața mai ușoară. De asta mă aflu aici, mă aflu și în calitate de parlamentar, mă aflu și în calitate de concetățean al lor, dar în primul rând mă aflu în calitate de prieten al lor. Trăim pe locurile unde capitanii Loiancu de Hunedoara își aveau proprietățile. Erau anumite sate din care roiau alte sate, apropo, legat de numele Toma. Au fost și Pârcălat cu numele Toma, a fost și Dădaca. Dădaca lui Iancu de Hunedoara se spune că a fost Ana Toma de Mânărău, se numea. Întâmplător sau nu, pot să vă spun lucrul ăsta. E o coincidență foarte interesantă. Dădaca întotdeauna creștea copilul imediat după naștere și până la intrare în adolescență. Deci toate elementele care erau promovate în mintea unui copil erau principal la familiile mari de către dădace. Foarte important să fi avut o dădacă cu valori culturale puternice, iar acel copil care ulterior a ajuns adult, a ajuns în rangurile cele mai înalte la vremea respectivă, apărătorul creștinătății, să le fi înmagazinat și să le fi promovat la rândul lui. Este clar că avea ceva pur românesc pentru care nici nu discuta în a apăra creștinătatea, în a-și apăra semenii în fața invadatorilor. Probleme au și acum locuitorii comunei, legate tot de invazie, dar de altă natură. Oamenii mi-au transmis foarte multe, pentru că sunt prietenii mei care am copilărit, cum v-am spus, cu care am trăit ulterior, își permit, îmi spun orice lucru, n-au nicio reținere și mă bucur că acest lucru. Mi-au spus problemele legate, în primul rând, de agricultură, de ceea ce produc ei cel mai mult pe această vale de miere. Care în acest moment se pare că mierea e o problemă pentru ei, că nu au piață de desfacere. De ce nu au piață de desfacere? Fiindcă pe fondul războiului din Ucraina vin tot felul de sortimente de miere din alte țări, introduse în Ucraina, nu știu, abar nu am amestecate cu produsele lor, din cât îmi spun producătorii, și sosite în țară la un preț mult mai bun pe fondul războiului. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe în primul rând în favoarea producătorilor români de miere și de alte produse agricole care asigură hrana românilor. Le-am spus și nu voi evita niciun moment să duc mesajul lor colegilor mei din Parlamentul României, colegilor mei care conduc ministerele de resort, să găsim cât mai rapid soluțiile
ca să salvăm și acest domeniu și toate domeniile care produc hrana românilor, toate domeniile care produc hrană în România. Nu poți să-i uiți, n-ai cum, e normal. Deputatul Ilie Toma a fost și în Valea Jiului, mai exact în vârful muntelui, în Pasul Vâlcan, acolo unde au avut loc manifestări de comemorare și de aducere aminte a actelor de vitejiare soldaților care au luptat acum mai bine de 100 de ani în timpul primului război mondial. Vin de la un alt eveniment, de pe munte, din vârful muntelui, de la Pasul Vâlcan, acolo unde s-a descris prima linie a frontului. Când batalioanele române au trecut Carpații, au trecut la fraților ca să le recucerească teritoriile care le stăpâneau alții, am venit acolo, am respectat și am trăit momentul alături de reprezentanții cadrelor militare în rezervă și în retragere active, alături de demnitarii aleși, alături de conducerile administrațiilor publice din acea zonă și de toți cetățenii care au dorit să fie în acea zi acolo. Deci dacă nu uiți strămoșii, dacă nu uiți eroii, dacă nu uiți elementele culturale, niciodată nu vei pieri ca și popor. Cel mai relaxat loc din lume se spune că pentru fiecare este acolo unde s-a născut. Deci pentru mine nu este obligația fi aici, este ceea ce îmi doresc zi de zi să ajung cât mai repede în aceste locuri, uneori se poate, alteori nu se poate.